jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't calm down. I get angry. Maybe believe me, I could love you just like that, and I could leave you just this fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I won't judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I won't judge you too. One of them is hope, and I need you. I got issues. Ooh. I got issues. Ooh. I got issues. You got them too. So give them all to me, and I'll be fine to you. Cum te numești? Ursula Luca Elena. Câți ani ai? Am 16 ani. 16 ani? Da. Jesus. Este fantastic ce ai reușit să faci în seara asta, cel puțin cu sufletul meu. Am primit multă bucurie de la tine și îți mulțumesc. Mulțumesc mult. Eu îmi doresc să pot să fac la Vocea României momente remarcabile și pentru asta am mare nevoie de tine în echipa mea și îți pot oferi toată susținerea, profesionalismul și ce mai am în dotare ca să te duc în aia. Mulțumesc mult! Pot, vecine? Doar asta în caz că nu ești cumva deja hotărâtă și că tot discursul meu este... Dar de ce pui rău în față? Nu trebuie să pui rău Ai în față. Ai și tu dreptate, nu știu ce m-a apucat. Pot să vorbesc și eu? Să-ți traduc ce a spus vecinul meu. El a zis așa: eu îmi doresc să creez momente frumoase la Vocea României, deci de-aia am nevoie de tine în echipa mea. Parcursul tău la Vocea României de aici încolo, în echipa lui Tudor, e foarte nesigur. S-ar putea ca la etapa următoare să părăsești competiția. Pentru că el își dorește. În schimb, Smiley poate să-ți garanteze că rămâi. Nu pot să-ți garantez asta nici eu. Ok, atunci, what the fuck? Eu, de-a lungul a 6 sezoane de Vocea României, am realizat că degeaba îmi fac eu planuri, degeaba mă gândesc eu cine o să fie mai bun, pentru că întotdeauna momentul live-ului mă surprinde. Deci nimeni nu poate să spună ce se va întâmpla în etapa următoare, dar Tudor mi-a sugerat așa cam ce s-ar putea întâmpla cu tine în echipa lui. Pot să îți traduc ce a spus el, dar foarte scurt, că da. Eu sunt acuzat că vorbesc mult scurt. El zice despre mine, el a zis așa: Tudor îți oferă un viitor oarecum imprevizibil în echipa lui. Ba chiar îți sugerează că ai putea să pleci. Ce zice Smiley acum? Eu îți sugerez că nu știu dacă o să rămâi. Dar o să încerc. Cred că te-au Smiley, băgat în ceață mai rău decât înainte. Fata asta își dorește competiție și nu e frică de ea, Smiley. Ai un dramatism în voce care trebuie exploatat cum trebuie. Exact, de mine. Nu cred că exploatat este cel mai bun termen. Corect. Cred că el trebuie pus în evidență. Bravo, și nu exploatat. Adi. Așa este. Asta este, ești un exploatator. Bravo, Adi. Bravo, Adi. Da, așa e. Ești exploatatorul sunt muzicii cunoscut, românești. Mi-am cunoscut, dat seama. Gata, da, așa e. Gata, bravo, Adi. Pentru asta sunt cunoscut, în special. Ești în dubii, în continuare, nu? Cred că m-am hotărât. Ah, ok. Așa deodată, da? Da. Ce te-a făcut să te hotărăști? Poți să ne spui? M-am gândit mai bine ce a spus fiecare.
și am luat decizia. Sper să fie una corectă. Justifică-ți alegerea după ce ne spui ce alegere ai făcut. O să merg mai departe cu Tudor Chirilă. El a simțit, știi, a văzut așa și facă. Sper să fie decizia corectă. Vezi, și el are dubii. Ei, acum poți să ne spui? Mai vreți acum? Da, sigur că bine, da. Okay. Acum spune-ne. A fost o energie când s-a întors pe care nu pot să o descriu. Am înțeles, deci nu contează că eu m-am întors primul și energia de aici n-ai simțit-o decât energia roz. Nu, asta a fost... Vă rog să nu minimalizați acest schimb de energie. Sau fi din cauza frezei, crezi? Nu, ca să știe omul cum să... Am greșit ceva? Sau ce a făcut ceva el atât de bine? Pur și simplu l-am simțit mai aproape, nu știu. Fii atentă, deci, hotărârea ta a fost de atunci. Lasă-i pe ăștia, că deja te încurcă. Fii atentă, haide să mergem. La revedere, v-am pupat. Pa!